Bună și bine v-ați întors pe acest canal de YouTube. Machiajul de astăzi este un machiaj office și reprezintă cea de-a treia temă din cadrul școlii de beauty vlogging by L'Oréal Paris, competiția în care v-am tot rugat să mă susțineți. Primul pas este demachierea tenului, un pas extrem de important în pregătirea acestuia. Chiar dacă nu avem pic de machiaj pe ten, este foarte important să-l demachiem pentru a îndepărta toate impuritățile ce s-ar fi putut acumula pe parcursul nopții. Pentru asta mă voi ajuta de o cotonetă bine imbibată într-un produs de demachiere și prin mișcări ascendente o să demachiez întreaga suprafață a tenului meu. Fac mișcări ascendente pentru a asigura tonusul pielii mele. Pentru zona buzelor o să susțin colțurile acestora pentru a nu crea microleziuni la acest nivel. Când vine vorba de demachierea ochilor, voi folosi două cotonete diferite pentru că nu vreau să împrăștim microbii și impuritățile de la un ochi la altul, iar mișcarea pe care o fac este de deasupra sprâncenelor până la rădăcina genelor într-o formă de L. În cazul genelor inferioare, voi începe din colțul intern spre colțul extern, mișcări ușoare pentru a evita pătrunderea în canalul lacrimal, a diferitelor impurități sau microorganisme care ar putea produce iritații sau chiar infecții. Acum că tenul meu este curat, o să vin să aplic un serum pentru a-i oferi hidratarea de care are nevoie. Voi folosi aceleași mișcări ascendente. Mișcări ample. Pentru a pregăti buzele voi aplica un balsam special creat pentru această zonă, astfel încât să înmoi pielea moartă de la acest nivel și să le dau un efect cât mai proaspăt. Ca și primer, voi folosi un primer de umplere a porilor, pe care îl voi aplica doar în zonele în care este necesar. Vreau să îmi nivelez pielea, astfel încât să nu las să pătrundă produsele de machiaj pe care urmează să le aplic în porozitatea pielii mele. Este important să aplicăm toate aceste produse de skincare pentru a obține un canvas cât mai curat și cât mai perfect, ca să nu fim nevoite să venim cu o cantitate mare de fond de ten. Ca și fond de ten, voi folosi acest fond de ten de la Lancôme, Ten Idol Ultra Wear. Este un fond de ten cu acoperire extrem de mare și rezistență pe măsură. Eu voi aplica fondul de ten prin mișcări de tapotare pentru că nu vreau să deranjez produsele aplicate anterior. De asemenea, voi doza cantitatea de produs în funcție de nevoile tenului. În zonele cu imperfecțiuni voi aplica o cantitate mai mare, iar în zonele în care nu este necesar, voi veni cu cantitatea minimă doar pentru a-mi uniformiza pielea. Voi aplica același fond de ten și pe întreaga pleoapă. Și voi lucra cu același produs și în zona cearcănelor, acoperind coloratura aceasta specifică, astfel încât să nu trebuiască să vin cu o cantitate mare de corector. Mișcările sunt la fel de presare, de tapotare. De asemenea, voi cuprinde și urechile și zona gâtului, pentru că aici se observă cel mai ușor diferența de culoare. Voi veni cu corector în zona inferioară a ochilor, pe care îl voi aplica cu degetul. Degetul mă ajută să intru și în zona asta de interior, cât și în colțul extern. Și în același timp și încălzește puțin produsul, astfel încât să se piardă mult mai ușor în pielea mea. Am ales o nuanță puțin mai deschisă pentru a și ilumina în același timp. Și voi aplica același corector pe nas pentru a da iluzia că este ceva mai subțire. De asemenea, pe centrul bărbiei,
precum și pe centrul frunții. După ce am aplicat toate aceste produse lichide și cremoase, este timpul să vin cu o pudră pulbere liberă pentru a le seta și a le menține în loc. Eu folosesc o pudră liberă pentru că este ceva mai fină și prelungește în același timp și rezistența machiajului și o să vin prin mișcări de tapotare pe întreaga față. Fac mișcări de tapotare pentru a nu dezechilibra produsele aplicate anterior și a nu le muta din loc. Pentru zona ochilor, înainte de a o seta cu pudră, o să mă asigur că nu am niciun exces de produs care s-ar putea strânge în liniile fine. Vin cu partea curată a burețelului și iau tot excesul. După care cu o pensulă mai micuță care mă lasă să intru până în colțul intern și extern, o să vin să setez întreaga zonă. Și de aceeași pensulă o să mă folosesc să intru și în zonele mai puțin accesibile, cum ar fi zona nasului. Pentru sprâncene o să folosesc acest gel colorat de la Lancôme, dar înainte de asta o să vin să le pieptăn pentru a îndepărta excesul de produs care s-ar fi putut acumula în această zonă. După care o să vin cu produsul pe o pensulă unghiulară și o să umplu doar spațiile libere, astfel încât să obțin un aspect cât mai natural. Iar înainte ca acest produs să se usuce complet, o să vin să mai pieptăn încă o dată sprâncenele. Pentru a da dimensiune tenului, o să vin cu o pudră puțin mai închisă la culoare și o să conturez zona pomeților, începând din centrul lor spre extremități, estompând cât mai bine această nuanță în nuanța pielii mele. Cu același produs o să-mi conturez foarte subtil și nasul. După care o să trec la machiajul ochilor. Voi folosi acest creion de la Lancôme, acesta se numește Ombre Hypnose Casual. Este un creion tare interesant, îmi place tare mult forma lui și o să vin din colțul extern până în colțul intern pe pleoapa inferioară. După care o să vin să pierd acest produs cât mai bine. Voi veni din nou cu creionul și o să-l aplic pe pleoapa mobilă, pe toată suprafața, urmând ca mai apoi să estompez această nuanță cât mai bine în pielea mea. Fac mișcări circulare pentru a îndepărta toate aceste linii dure și a obține un machiaj cât mai bine realizat. Puteți întinde foarte bine acest creion și cu degetele, același rezultat îl veți obține. Pentru a da ceva luminozitate câmpului vizual, o să vin cu un fard iluminator pe centrul pleoapei. Pe care la fel îl voi aplica cu degetul. Voi aplica același fard și în colțurile interne.
Ultimul pas în machiajul ochilor este aplicarea unui rimel. Eu îl voi folosi pe acesta de la Lancome Hypnose. Îl voi aplica prin mișcări de zigzag pe genele mele, încă de la rădăcină, insistând în colțul extern. Același rimel îl voi aplica și pe genele inferioare. Pentru machiajul buzelor o să vin cu un creion pentru început. Acesta se numește Le Lip Liner și este în nuanța 369. O să aplic acest creion doar acolo unde este nevoie pentru a completa conturul natural al buzelor. Pe centru voi aplica acest ruj, acesta este în nuanța 515. Îl voi aplica pe centru, după care pentru o nuanță ceva mai naturală o să vin să le stâmpesc cu degetul. Acesta este look-ul final, este un machiaj natural, un machiaj care va rezista într-o zi aglomerată. Vă mulțumesc tare tare mult că m-ați urmărit și astăzi, nu uitați să mă votați, o să aveți link în descriere, iar până la data viitoare, v-am pupat!